Mulțumesc, iubită mamă. Steaua mea, salutare, dragi prieteni, într-o zi frumoasă de iarnă. Desigur, căldură sufletească ca de fiecare dată. Venim astăzi să aducem o surpriză frumoasă în sabut frumos și care nu fălești. Venim aici spre doamna Cristiuc Larisa, ce face o frumoasă vârstă de 50 de ani. Un jubileu minunat, un jubileu frumos, care completează a 50-a floare în buchetul vieții. Și noi venim din suflet cu drag să o felicităm de partea oamenilor dragi. Spre cine este vorba, eu intuiesc și mă cred și sunt sigură că Dumnezeu să ne spună din partea cui venim noi, căci dorul și dragostea și sufletelul o să șoptească. Cu siguranță la întrebarea mea răspunsul. Cum credeți cine vine astăzi cu surpriză frumoasă la ușa dumneiei? Vă rugăm de fiecare dată să fiți alături de noi, să aveți răbdare, să ne susțineți, să motivați și pe ceilalți oameni care admiră ceea ce facem și cu mare drag să ne îndreptăm spre casa Doamnei, să cântăm la mulți ani și desigur să îndrăm de suflet cântări frumoase și urări de bine din partea oamenilor, de partea care astăzi am solicitat serviciul nostru și noi cu mare drag și mulțumire și recunoștință că o încredere în inima noastră, mergem să ducem emoția frumoasă și dorul de departe. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, Doamna Larisa, să ne trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Eu nu știu dacă până la acești ani v-o cânta cineva afară așa să răsune satul la mulți ani. Noi o facem și în drum și toloac și în ogradă, numai să fii din suflet și cu drag. Noi venim spre dumneavoastră. Din câte observați, cu daruri frumoase, la un eveniment frumos, la un jubileu de 50 de anișori, primiși de cineva, venim trimiși de cineva drag, sufletul dumneavoastră, care cu atâta dragoste a vrut azi frumos să cânte la mulți ani. Să vă aducă niște daruri, dar eu atâtea ori repet la casa omului și în fața fiecărui măgeat că nu contează darul, cum contează gestul, cum contează dorul și dragostea celor care ne apelează și ne trimit spre cei dragi de aici de acasă. Acum am să tac, dar vreau o întrebare să vă adresez. Dacă intuiți, dar eu cred că intuiți, din partea cui venim noi, să ne dați un răspuns. De la fiica Olga și nepoțele. Așa. Nepoțele, dragi, șâncă și la picior. Șâncă. Și de la soț. Așa, îi spuneți toți, dragi. Hai ne oprim la fiică. Lângă fiică este cine? Soțul Victor și, așa, și nepoțele. Nepoțele Beatrice și Loredana. Dacă nu numim generele, nu mai faci surpriză la soare. Ce e mare surpriză. Să știți că ei împreună, familia lor frumoasă, a fi cei dumneavoastră, alături de generi, alături de două nepoțele ca două floricele, dragostea buneilor, ne-au trimis cu drag spre dumneavoastră. Azi când bunicuța, azi când mama este sărbătorită, azi când mama completează a 50-a floare în buchetul vieții și tot azi mama pășește sănătoasă, cu dreptul, în cea de-a doua tinerețe. Așa se spune, după 50 începe o nouă tinerețe. Doar că sperăm această tinerețe de la acești 50 să fie mai odihnită. Să fie nu pe așa alergătură, cum o fac părinții din tinerețe, să ne dăie nouă totul. Și casă, și masă, și mâncare, și hăinuță, să ne fie bine ca atunci când ne ducem de la mămica și tăticul, ne aducem aminte cu dor și nostalgie și vrem un lucru, să întoarcem timpul înapoi, să ne întoarcem în copilărie, unde dragostea este nemărginită, dragostea este necondiționată și că niciodată nu s-a cerut înapoi, decât prin recunoștință, decât prin dragoste pentru părinți, decât prin multe bucurii care așteaptă părinții să le facem atunci când pășim pe drumul vieții. Să-i bucurăm cu nepoții ceea ce au făcut, să se mândrească părinții de noi ceea ce faceți cu siguranță, având o fiică și un fecior, și deja acolo familia e mai mare, și generi și nepoții. Uitați-vă de departe din Anglia, azi la ziua mamei de 50 de ani, ne-au trimis cu drag să vă cântăm la mulți ani ceea ce am făcut și desigur, flori frumoase și tortă dulce, delicioasă, frumoasă, așa cum este mama. Mulțumesc mult, cu dragă, să fie sănătoși, să vină mai des acasă. O să rugăm pe tăticul să vă ajute, cred că tortica, da, să vă dau florile frumoase.
Noi am venit cu mare dor spre dumneavoastră, dor de copil față de mamă. Și am să mă opresc aici și am să zic așa. În pofida faptului că fiica dumneavoastră deja și-a format familie, are copilași, are soț, are cuibușor, așa cum este, departe, acolo, departe de mama și tata, departe de alinturile dumneavoastră fizice, da, care cu siguranță acum le transmiteți doar prin telefon, prin aceste tehnologii care mă permit mai ușor de a face această întâlnire, cel puțin să le vedeți chipul și să-i auziți. Dar totuși sufletul tânjește după dragostea de mamă. Sufletul tânjește după casa părintească, după dragoste de tată. Aici unde a crescut frumos, într-o familie minunată, o familie plină de dragoste. O familie unde mama și tata au muncit o viață să le facă totul copiilor, așa cum fac foarte mulți părinți, de fapt, aproape fiecare, să fie copiii bine. Și atunci când noi alegem să plecăm departe de casă și deschidem portița uitându-ne cum rămân părinții noștri plângând în spate, chiar și atunci părinții noștri, atât de înțelepți și plini de dragoste pentru noi, acceptă orice alegere, doar să fie copilul bine. Uitați-vă astăzi, își alină dorul și dorința de a vă felicita, măcar așa, de la mii de kilometri prin mine, prin echipa mea, să-i aducă mamei în brațe flori, ceea ce merită orice femeie, îndeosebi mama. Să-i spună mamei din suflet că îi urează sănătate, îi urează răbdare, îi urează putere. Piciorușile dumneavoastră să vă poartă încă 50 de ani înainte. Și la fel ca de fiecare dată, alături de cel mai mândru tată pe care îl are Olga și fiul, nu am concretizat Oleg, cum se numește, Oleg, să-i aștepte acasă pe pragul casei. Căci casa unde stă mama și tata este casa binecuvântată și, cum numesc eu de fiecare dată, altarul copiilor, unde vrem să ne întoarcem acasă și nicăieri în lumea asta nu este mai bine decât alături de mama, alături de tata, alături de casa părintească. Nu este tata omagiat astăzi și nu este sărbătorit nici mâine, nici poimâine. Și au zis așa, scumpul nostru tată, alături de mama ai făurit o familie frumoasă și ne-ai dăruit o copilărie minunată, unde am văzut respect de bărbat față de femeie și de femeie față de bărbat, unde am văzut cum trebuie să fie un bărbat adevărat, un stâlp al familiei, o dragoste de tată care niciodată nu o să obținem noi fetele de la nimeni de lumea asta, chiar dacă avem soți, naștem copii, naștem băieței și încercăm să obținem dragoste multă de la cei pe care îi iubim. Dragoste de tată este ceva special, este ceva spre care tindem în viața asta să găsim în cei apropiați nouă. În partea feminină, dragostea de mamă și tot nu o găsim atât de puternic. Și în partea masculină, dragostea de tată. Pentru acest fapt și pentru această dragoste necondiționată care vă poartă, ne-o trimis cu acest spumant ca la tăierea acestei torte în familia voastră să serviți și câte un pahar de șampanie. La sănătatea dumneavoastră. Ați făcut schimb, așa. Da, mulțumesc. Am făcut schimb, așa. Am făcut schimb, așa. Și acum, dacă aveți și dumneavoastră să le adresați ceva, cu siguranță așteaptă cuvinte de la mămica și tătic. Da, eu le mulțumesc foarte mult că au făcut așa gest și nu mă uită. Și aș vrea să vină mai des acasă, să uităm toate distanța și greutățile și care ne dispart atâția kilometri. Dar sper că trebuie să se întoarcă acasă, că singurătatea și străinătatea e foarte greu, că am trecut și eu prin asta. Și eu voi munci și mă-i stărui tot vremea pentru copiii mei, dau și numai să fie bine. Și aș vrea să fim o familie unită, să fim toți împreună mereu și le mulțumesc și să fie sănătoși ei și familia lor și toți împreună. Fii pace pe pământ, fără război, fără catastrofe, fără război. Cât de straniu n-ar fi, dar în ultimii 2 ani toată lumea spune pace. Ceea ce cândva nu prea pomineam așa. Da. Pace acum, pace. Suntem înconjurați de situații care cumva ne pun în gardă. Restul de pace. Corect, sănătate, pace, bucurie în familia dumneavoastră, să vă mândriți de copilaș, să vă trăiască, să vă mulțească neamul, că acesta e rostul părintelor pe pământ. Să dați la cuibușorul lor copii. Și desigur să așteptați, te poți aia în ograda dumneavoastră. Să ne dăm. Doresc și ciorul să găsesc al doilea jumătate și să ai nepoțăi. Împlinească casa. Toate la timpul lor și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Toate ai departe, dar speram poți să ne fie. Sunteți tineri, toate înainte. Ce am spus încă 50 înainte? Așteaptă. Că e casa așteaptă. Așa, noi vă lăsăm cu bine, seară frumoasă. Bucurii de la cei dragi, mulțumiri copiilor dumneavoastră că ne-au încredințat nouă acest moment frumos de a veni la mama și tata. Vă lăsăm sănătoși pe picioare și la o nouă întâlnire, exact așa. Sănătoși, frumoși, zâmbitori,
doar să mai fiți mai mulți, da, cei mai... dragi alături. Nu, ieri să vină de mâine, Iulian. Sănătate, familie dumneavoastră. Că avem alte sărbători, alte evenimente și ar să vină mâine. Sănătate să fie și motiv de sărbătoare. Șepte suntem la părinți. Aoleu, părinți au decedat, părere de rău, dar toți copiii, frații voi, suntem. Familia lui Bogdan. Și mâine să ne întâlnim în afară de cel care ne-a musclat, anul frat și unul la România. Cu gândul o să fii toți aici cu sugrăți. Da, și Anglia, și România, și Rusie. Sănătate!